Noi avem un tezaur ortodox păstrat pe care numai sectele vin să muște din el și să strige: o, iar tradiția, iar tradiția. Frate, nu-ți place tradiția, du-te și urlă în pădure la un copac, e treaba dumitale cum te rogi. Dar nu te privește pe tine de ce ortodoxul pune feștilă de ceară curată. Așa simte el. Nu te privește pe tine de ce ortodoxul bate metane în fața unei icoane, îl privește pe el. Nu te privește pe tine de ce împarte ortodoxul de pomană la mort, nu da tu la mortul tău. Nu te privește pe tine de ce sărută ortodoxul mâna unui preot. O fi vrând el să o sărute, e treaba ta, tu când treci pe un preot, scuipă. Deci, punctul acesta de vedere sau încercarea aceasta de manipulare, pentru că noi avem trei forme, comunicarea în care oamenii discută între ei vrute și nevrute, sau pălăvrăgeala, dacă vreți până la urmă, sau și lucrurile serioase, că dacă un meșter îi spune învățăcelului, uite așa se face roata, uite așa se face carul, uite așa se face casa, uite așa se bate coasa, uite așa se crește vaca, uite așa se cosește iarba, aceea înseamnă învățătură, ucenicie. Informația vine să-mi spună ce s-a întâmplat din punct de vedere normal într-o societate. Câți oameni au gânduri bune, câți oameni au gânduri rele, câți oameni sunt labili psihic, câți oameni nu vor să se afilieze societății și mersului normal a societății, câți oameni nu vor să creadă în Dumnezeu. Aceasta se numește informare. Iar manipularea este forma de comportament, v-am mai spus odată, satana nu este înțelept, satana este pervers. Noi vorbim de prefăcătoria satanică, sau dacă vreți, de sperjurul și minciuna satanică. Satana știe să se prefacă, spune Apostolul Pavel, dacă este nevoie, și în îngeri de lumină. Și toate aceste slugi netrebnice ale întunericului, mascate sub umbra binelui, că sunt filantropi, că vor eliberarea, că vor emanciparea, că vor modernizarea, că vor civilizația, n-au nicio treabă. Vor distrugerea etosului românesc și ortodox prin metode false și viclene, puse sub pretextul binelui, dar în fapt fiind rău pervertit. Deci înger, satana în înger de lumină. Deci ori de câte ori întâlnim elemente de victimizare, nu trebuie să reacționăm. Mie îmi sare muștarul foarte repede. Trebuie să te abții. Eu aș putea să fiu poate și de 10 ori mai virulent dacă ar fi să-i aduc la unul argumente, să-l dezbrac din cuvinte, din cap până în picioare, să-i arăt că e fals. N-ai voie să o faci, că te trezești într-o zi că nu miști sau nu sufli, așa e vremea. Dar trebuie să știți să vă apărați lucrul acesta și în momentul când vine unul și se victimizează, dar ce aveți cu noi? Mă știi de undeva? Ți-am bătut vreodată în poartă? Te-am întrebat ce mănânci sau cu ce te îmbraci? Vezi, îți de pătrățica ta. Stai, cum a spus președintele ăsta al Rusiei, stai în Rusia, mănânci rusește, vorbești rusește, gândești rusește, dormi rusește, te rogi rusește, muncești rusește. Ei, același lucru îl putem și noi folosi ca ortodoxi. Dom'le, stai într-o comunitate de ortodoxi, crede în ce vrei dumneata, dar dă bună ziua ca la ortodoxi, fii respectos ca la ortodoxi, poartă-te ca la ortodoxi, respectă ca la ortodoxi, pentru că ortodoxii sunt provocați în mod intenționat să patineze sau să derapeze spre anumite ieșiri, să zică, ia ca ce fac ortodoxii. Toți fac rău, nu numai ortodoxii. În primul rând, sectele fac rău că ucid sufletul. Spune Sfânta Scriptură, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, temeți-vă de cei ce pot ucide sufletul. Odată ce tu vii să-mi schimbi doctrina de învățătură ortodoxă și să-mi induci mie în credință că Hristos e un vagabond, n-are mamă, n-are cruce, n-are altar, n-are casă de rugăciune, n-are o rădăcină din care se trage în mod autentic, tu mi-ai adus un Hristos fals. Și Apostolul Pavel ne confirmă aceasta. O să spuneți, dar de unde ați scos-o, părinte? Din epistole am scos-o.
Aveți grijă că la vremea de apoi vor veni nu mulți antichriști, mulți Hristoși mincinoși. Deci cuvântul de Hristoși mincinoși înseamnă învățătură falsă. Și nu sunt eu vinovat că doctrina dumitale e falsă. Eu n-am să te jicnesc niciodată. Ai căzut în apă, îți întind mâna să te ridici. Ai căzut în foc, îți întind mâna să ieși. Ții foame, îți întind un blid de mâncare, că îmi cere Dumnezeu lucrul ăsta. Ții sete, îți dau să bei. Ești dezbrăcat, îți dau să te îmbraci. Dar nu încerca să-mi schimb conceptul de gândire creștină și să-mi explici mie, cum scria un tip într-un răspuns, că ai părinte, ce noi ortodoxi suntem infailibili? Nu. Deocamdată noi ortodoxi nu suntem infailibili. Infailibilitatea este terminologie dogmatică catolică. Noi suntem sub harul Duhului Sfânt. Hristos a spus, eu vă trimit vouă mângâietorul, nu filiovia. El va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Și cel ce vrea să vină la Tatăl, prin mine va veni. Aveți dreptul să mâncați trupul meu, aveți dreptul să beți sângele meu, ca să aveți viață veșnică. Cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. N-am venit să judec pe păcătoși, ci să-i mântuiesc. Spune Hristos, nu vreau moartea păcătosului, ci eu vreau ca el să întoarcă să fie viu. Deci, aceasta este forma de ortodoxie. Deci, noi ne alegem țara porcilor. Și să vedeți de ce au ales țara porcilor, nu întâmplător. Vă aduceți aminte că la Gadara porcii nu i-au suferit pe draci să intre, ei au fugit și s-au aruncat în mare? Ei, oamenii nu se aruncă în mare. Oamenii ar avea șansa când intră diavolul ei să se arunce în fața preotului. Părinte, scapă-mă! Nimeni nu face acest lucru. Stă cu dracul el mocnit și se bucură. Părinte, nu mă pot lăsa de fumat, nu mă pot lăsa de băut, nu mă las de curvit, nu mă las de bârfit, nu mă las de făcut rău, nu mă las de dușmănit, așa mă simt eu bine. Și atunci, dracul face cuibușor la el, dar asta e culmea filozofiei, vedeți? Aici e esența în Evanghelia Fiului Risipitor. Că deși patimile stau noi și dracul stă ca o cloșcă pe ouă, totuși în subconștientul nostru noi ne credem sfinți. Asta e cea mai mare artă a diavolului și cea mai faină și mai fină metoda lui să-ți însufle în idee că tu nu ești ca ceilalți. Ați văzut fariseul de sâmbătă, de duminica trecută, mulțumesc-ți, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni. El era perfect. Dar câți din noi nu suntem perfecți? Câți nu ne credem perfecțiunea întruchipată? Și cei mai de râs, de râsul curcilor, când mai auzi pe unii că spun că să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze. Dar ce știi tu despre Duhul Sfânt ca să-L lași să lucreze? Trăiește în Duh, frate. Zboară din teologie în teologie, din rugăciune în rugăciune, din har în har, din harismă în harismă. Păi noi pe asta ne dăm seama cât am evoluat în ortodoxie astăzi, câți fii rătăcitori avem și câți fii risipitori. Când se întâmplă o minune, din când în când Dumnezeu ne arată că trăiește. Ați văzut cum a scris Nietzsche, Dumnezeu a murit. La o vreme scria invers, Nietzsche a murit, semnează Dumnezeu. Așa și azi în ortodoxie. Mulți cred că Dumnezeu nu mai este și semnează. Fiecare ateu cu numele lui. Nu-i Dumnezeu la, spune și psalmistul, zâns acel nebun în inima lui. Nu-i Dumnezeu în fața ochilor lui. Dar vedeți că în momentul în care Dumnezeu mai face câte o minune, nu că am fi noi sfinți, asta-s doar păreri, cum v-am spus, de la Sarsailă. Omul dacă are comuniune cu cerul, omul dacă are comuniune cu raiul, dacă are comuniune cu lumina, fuge săracul însetat, cum spune psalmistul, ca cerbul la izvorul apelor. Aud oamenii de o minune, toți se duc buluc acolo. Da, fratele meu, dar știi cum te duci tu acolo? Tu te duci ca un om mort. Nu-i minunea ta. Nu pentru tine s-a făcut ea. S-a făcut doar numai tu să auzi că să fac minuni. S-a făcut tu ca să știi că Dumnezeu n-a murit, face minuni. S-a făcut minunea respectivă ca să înțeleagă lumea că s-ar mai putea face minuni.
Aduceți-vă aminte la modul cel mai simplu în clipa de față și faceți o abstracție de ce vorbim noi și închipuiți-vă că această masă de oameni din biserică, luată de 10 ori ca număr, mergeau și îl călcau pe Mântuitorul în picioare, abia aștepta să ajungă la casa lui Iair, să o învie pe fiică-sa. Și spre marea lor dezamăgire, afară de faptul că Iisus a spus la toți, ieșiți afară, n-a lăsat pe nimeni în casă, de ce? Nici nu înțelegeau minunea, ce aveau ei să priceapă din spusele lui Dumnezeu. A făcut minunea la nevederea lor, așa, dar mai mult decât atât le-a arătat că minunea n-are timp și programare, n-are oră și ceas. Vedeți, ca să înțelegeți taina mântuirii în Ortodoxie, trebuie să înțelegeți o Evanghelie care noi o citim de mii de ori la biserică și nu ne dăm seama. Când face preotul o aghiazmă în casa omului sau sfințește un grajd, o stupină, o stână, o ceva, se citește Evanghelia Sfințirii Apei. Și ce spune acolo? Din când în când, un înger al Domnului, nu oricine, intra în scăldătoare și tulbura apa. Cel ce intra după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală era cuprins. Oare dacă ne uităm în ziua de azi a noastră contemporană în care trăim, în care pe unul calcă mașina, unul moare de cancer, unul face infart, unul taie trenul, unul îl înjunghe celălalt, unul își taie venele, unul se spânzură. N-o fi Dumnezeu cu noi? O fi lipsind Dumnezeu din mediul social? Nu, e prezent. Noi suntem în țara porcilor. Noi trecem la gustat rând pe rând toate neputințele omenirii, fiindcă ni le dorim. Și din când în când, noi nu știm cândul, din când în când, un înger a Domnului mai tulbură apa în scăldătoare. Păi știi, la icoana cu tare a fost un paralizat, Domnule, și eu l-am văzut, a ieșit pe picioare. Toată lumea merge pe icoana respectivă și începe să șteargă cu ștergare, cu cămăși, cu bluze, cu ce apucă. Domnule, nu icoana a făcut minunea. Harul Duhului Sfânt și credința ta. Unde ții Duhul Sfânt? Ce ai făcut cu el? Ce ai agonisit? Că așa spune Serafim de Sarov, că la creștin ținta e să agonisească pe Duhul Sfânt. Ia să ne gândim la fiul risipitor, de unde a agonisit el Duhul Sfânt? Era în biserică lângă icoană? Lua anafură și aghiazmă dimineața, lua ulei de la Sfântul Maslu, citea psaltirea, avea ceaslov și pravilă dată de duhovnic? Nu. Stătea între patim până în grumaz și deodată, aici e esența, deodată zice, întâi zice, ca să vedeți că omul ce simte exprimă. Câți din argații tatălui meu mănâncă pâine și eu pierd de foame? Deci s-a dus cu mintea la cele mai de jos slugi. Hai să interpretăm în ziua de astăzi asta. Nu episcopul, nu mitropolitul, nu patriarhul, nu preotul. Baba aia amărâtă care de-abia ștârie zilele cu bastonul și intră în biserică. Are bucurie și parte de pâinea lui Dumnezeu. C-o fi un colac de la parastas, c-o fi un pahar de colivă, c-o fi o fărâmă de anafură, c-o fi o lingură de aghiazmă, c-o fi o lingură de împărtășanie, ea mănâncă pâine în casa tatălui meu. Deci vedeți? Și omul plin de studii, plin de carte, plin de înțelepciune, plin de putere, plin de stăpânire. Bă, da, e greu. Ce acum? Dacă dai bani, ai ce funcție vrei, numai minte nu ai. Nu funcțiile-s greu de luat. Știți cum e o poveste? Gărgărița, nu-i greu să strice porumbul, e greu să ajungă în coșar. Așa și funcționarul incompetent. Nu-i greu să distrugă ceva, numai dă-i funcția. Că după ce i-ai dat puterea la prostă mână, știe ce să facă cu ea. Deci, așa e și în Ortodoxie. Îi de ajuns să-i dai nasul omului și să creadă el că e sfânt și apă-ți face fapte de sfințenie. Ori Ortodoxia, prin faptele de sfințenie, ce vrea să arate? O viață morală. Comuniunea cu Hristos în liturghie, comuniunea cu Hristos în Euharistie,
comuniunea cu Hristos în rugăciune, comuniunea cu Hristos în fapte bune. Simeon Tesalonic, cu 5 moduri de a te împărtăși în Biserica Universală Ortodoxă. Potir, miridă, faptă bună, rugăciune. Că ultima e ascultarea rugăciunii, dar dacă ești în biserică, e clar că te rogi.